prima oară când ne vedem cu dumneavoastră presa pentru un eveniment așa de important. Vă doresc mult succes în noua activitate pe care fiecare o are de făcut. Este un mod, îi spun eu, deosebit de a face această prezentare a minunatei mașini Type R aici la Honda Nord, unul dintre cei mai importanți parteneri ai clubului Dinamo și de a prezenta și lotul echipei Dinamo care este în acest moment alături de noi la această prezentare și să le urăm bun venit noilor jucători ai lui Dinamo, să le urăm bun venit și oamenilor care au mai fost la Dinamo și s-au reîntors aproape de familia Dinamo și sper să confirme, eu știu, încrederea pe care noi le acordăm. Și mai departe nu doresc decât mult succes echipei și nu în ultimul rând mult succes partenerului nostru Honda Nord. E o mașină foarte puternică și o mașină de, în special de curse, nu e mașină de oraș, de familie. Ai creat panică din oraș acum când ai? Am încălcat vreo 3 reguli de circulație și vreo 3 permise trebuia să fie luate, dar a fost frumos. Fetele au întors capul după zi? N-am avut timp. Care a fost prima ta mașină? Prima mașină? O Skoda Octavia, mai veche așa. Și acum am, da, și acum am Honda, tot neagră, tot de aici, dată de club. E asemănătoare, numai că e mai puțin mai slăbută ca motorizare. Dinamo cum e, mai întărită față de cum ai lăsat-o când ai plecat în Madrid? Nu dau seama dacă este mai puternic sau mai slabi, asta vom vedea la primele meciuri, dar vor mai veni jucători și vom face iar un grup bun.